Consiliul Județean Călăraș a fost convocat în ședință ordinară în data de 30 iulie. Ședința a avut loc începând cu ora 12 în sala Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș. În sală au fost prezenți 25 de consilieri județeni, iar pe ordinea de zi s-au aflat 27 de proiecte. După votarea câtorva proiecte, ședința a fost întreruptă din cauza unei pene de curent. Ca să respectăm aceste reguli de distanțare fizică, s-a luat măsura distanței între dumneavoastră. Pentru luarea cuvântului am dus două microfoane. Avem o problemă și cu înregistrarea pentru procesul verbal. De aceea este important să luăm cuvântul la microfon pentru a se putea auzi, să putem scrie corect procesul verbal cu intervențiile dumneavoastră. Avem microfoane în cele două părți ale sălii pentru domnii și doamnele consilieri județeni. Aparatul de specialitate, domnii directori din aparatul de specialitate care vor răspunde întrebărilor dumneavoastră, vor lua cuvântul de la microfonul care se află aici pe scenă. Dacă sunt consilieri care consideră că nu se pot deplasa, avem și un microfon mobil care va fi dezinfectat de fiecare dată când va fi transmis. Dar rugămintea este ca pentru a lua cuvântul să mergem la cele două microfoane. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc frumos pentru înțelegere și sper să iasă o ședință reușită chiar și în aceste condiții în care distanțarea fizică este impusă. Pe tablet aveți procesul verbal în ședința din 25 iunie. Supun la vot cine este pentru, abține sau împotrivă. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Unanimitate de voturi, procesul verbal al ședinței ordinară din 25 iunie a fost aprobat. Și președintele de ședință vă supune votului dacă nu sunt modificări sau completări la ordinea de zi. Dacă nu sunt modificări sau completări la ordinea de zi, se supune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Președintele de ședință a supus la vot că pentru desfășurarea operativă a ședinței să se dea citire doar titlului proiectului de hotărâre. Dacă sunteți de acord, cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva împotrivă? Vom da citire doar titlurilor proiectelor de hotărâre și acolo unde este nevoie și domnii consilieri sau domnii consilieri doresc să intervină, își vor face cunoscută intenția de a interveni. Intrăm în ședința ordinară din data de 30 iunie 2020, proiect de hotărâre numărul 1. Privind aprobarea asocierii dintre Consiliul Județean Călăraș și Societatea Academică din România în vederea implementării proiectului Cetățeni implicați în procesul de transparentizare a transportului județean de persoane în județul Călăraș. Nu au venit amendamente, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții. Vă rog, domnule consilier Nedelcu, ca să se consemneze, va trebui ori să repete, ori să vorbiți la microfon. Deci întrebați cine reprezintă această societate academică. Domnul Fulga, vă rog frumos să mergeți să dați explicații domnului consilier. Bună ziua! Stimați consilieri, onorat prezidiu, este vorba de un proiect la care participăm în premieră, pentru că pe aceste fonduri nu am aplicat până acum. E vorba de o organizație internațională care desfășoară proiecte de finanțare în principal în domeniul transparentizării actului administrativ și a asigurării abordării împotriva corupției, a dezvoltării actului administrative. Am identificat o soluție de finanțare care este 100% eligibilă, deci fără cheltuieli din partea Consiliului Județean din bugetul propriu al județului. Încercăm prin acest proiect să dezvoltăm sau să atragem mai mult cetățenii în participare la elaborarea politicilor publice, actelor administrative și la implicare, mai ales în activitatea autorităților publice. Reprezentantul, ca să vă răspund, domnule consilier, din partea Societății Academice din România,
Este doamna Simona Ernu, în calitate de director executiv. Și este trecută în preambulul acordului de parteneriat. Dacă aveți și alte întrebări... Dar ce am spus, această societate este un ONG care se ocupă în general cu transparentizarea actelor publice. Participarea noastră nu va presupune niciun fel de cheltuială din bugetul propriu. Ce vă spune să fii mai asociați cu un ONG? Pentru ce să fii? Păi, atâta cât este legal, nu vorbeam totul. Supun la vot. Cine este pentru, împotrivă sau abține? Cine este pentru? Se abține cineva? O abținere a domnului consilier de pentru? Zero abțineri. Cine este împotrivă? Împotrivă domnul consilier de pentru. Cu 23 de voturi pentru și... un vot împotrivă, prezut de către numărul 1, a fost aprobat. A venit și domnul consilier Duiță, sunt 25 de consilieri de prezenți. Proiect de hotărâre numărul 2, privind organizarea sesiunii de depunere a cererilor, însoțite de acte doveditoare de către solicitanții de locuințe destinate închirierii pentru tineri specialiști din sănătate și modificarea și completarea PASCG. Călăraș numărul 66 din 2020, privind aprobarea regulamentului de analiză și soluționarea cererilor pentru locuințe destinate închirierii în mod exclusiv pentru tineri specialiști din sănătate, din fondul de locuințe ANLE, aflat în administrarea Consiliului Județean Călăraș. Prin acest proiect de hotărâre se încearcă să stabilim și încercăm să stabilim data de depunere a cererilor și să facem o modificare la regulamentul pe care l-ați adoptat data trecută. Am încercat să introducem repartizarea în funcție de secții, însă nu, din păcate, de la Ministerul Dezvoltării a spus că nu respectă legea și renunțăm la repartizarea în funcție de secții și lăsăm doar criteriile care au fost aprobate. Cine este pentru, împotrivă sau abține? Cine este pentru? Se abține cineva? Cu abținere, domnul consilier Nedelcu. Împotrivă? Niciun vot împotrivă. Cu 24 de voturi pentru abținerea domnului consilier Nedelcu, proiectul de hotărâre numărul 2 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 3, privind aprobarea proiectului monografiei economico-militare a județului Călăraș. Și așa după cum v-am comunicat și pe grupul de WhatsApp, monografia militară poate fi consultată și a putut fi consultată la Consiliul Județean. Aceasta cuprinde o parte introductivă și anexe care se referă la rețelele energetice, de apă potabilă, structura de apărare. Aceasta și unele dintre informații sunt informații clasificate ca fiind secret de serviciu. De aceea a fost această regulă strictă de consultare a acestui material. Cine este pentru? Se abține cineva? Cu abținere, domnul consilier Vărtejanu. Voturi împotrivă? Cu niciun vot împotrivă. 24 de voturi pentru o abținere, domnul consilier Vărtejanu. Proiectul de hotărâre numărul 3 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 4. Privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Călăraș, Bulevard Bulgării numărul 9, județul Călăraș. Nu sunt amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Cu unanimitate de voturi, proiect de hotărâre numărul 4 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 5, privind validarea dispozițiilor președintelui Consiliului Județean Călăraș, numărul 275 pe 2020, 323 pe 2020, 376 pe 2020, 377 pe 2020, privind majorarea bugetului județului Călăraș pentru anul 2020. Așa după cum ați văzut, avem un amendament la proiectul de hotărâre numărul 5, depus de către inițiator și îmi permite să-i dau citire. Urmare a emiterii dispoziției președintului Consiliului Județean Călăraș numărul 380 din 24 iulie 2020, privind majorarea bugetului județului Călăraș pentru anul 2020, în conformitate cu prevederea art. 82 din legea 273/2006 privind finanțele publice. Se impune formularea unui amendament la proiectul de hotărâre numărul 5 privind validarea dispozițiilor președintelui
Consiliul Județean Călăraș, numărul 275/2020, 323, 376, 377. Astfel, după articolul 4 al proiectului de hotărâre numărul 5, se introduce un nou articol, articolul 4, indice 1, cu următorul cuprins. Se aprobă validarea dispoziției președintului Consiliului Județean Călăraș, numărul 380/2020, privind majorarea bugetului județului Călăraș pentru anul 2020 cu suma de 3.100.000 de lei. După adoptarea hotărârii, articolele din dispozitivul acestea se vor renumerota în mod corespunzător. Dacă spun discuții... Da, ce reprezintă suma asta? 3 milioane. Doamna director Mureșan, să vă rog să vă răspundeți la microfon ca să se conțineze. Unde doriți dumneavoastră? Deci întrebarea a fost la ultima dispoziție care nu era în corpul hotărârii. Nu a fost atentă. Deci sunt sume primite pentru drumul județean 411 din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, PNDL. Au fost transmise. Conform normelor de mecanism de finanțare al programului, permite ca după intrarea în contul Consiliului Județean a sumei respective, în termen de 5 zile, să fie efectuată plata facturilor care conțin situații de lucrări, confirmate atât de Consiliu, confirmate cât și de Programul Național de Dezvoltare. Cine este pentru amendament? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Unanimitate de voturi, amendamentul la proiectul de hotărâre numărul 5 a fost aprobat. Proiectul numărul 5, cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 5 cu amendamentul formulat a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 6. Privind rectificarea bugetului propriu al județului Călăraș pe anul 2020. Deci aici avem un amendament depus de inițiator la solicitarea Spitalului Județean de Urgență Călăraș. O să dau citire amendamentului. Se suplimentează transferurile pentru cheltuieli curente la Spitalul Județean de Urgență Călăraș cu suma de 102.000 lei pentru realizarea următorilor cheltuieli. Schimbarea de conducte metalice sub tot pe orice 95.000 lei, repartiție generală la instalația de climatizare cu cilă pentru secția ATI 7.000 lei, se suplimentează transferurile pentru cheltuieli de capital la Spitalul Județean de Urgență Călăraș cu suma de 57.000 lei pentru realizarea următoarelor dotări, sistem de acces cu cartelă și monitorizare 47.000 de lei, sistem de acces în incintă, barieră 10.000 de lei. Dacă sunt discuții, dacă nu... Cine este pentru amendament? Se abține cineva? Domnul Cepreșinte Bacu, domnul consilier Nobelcu. Cine abține cineva? Două abține, cu neparticipare la vota domnului consilier Beculescu. Cu 22 de voturi pentru, două abține și o neparticipare la vot. Amendamentul la proiectul numărul 6 a fost aprobat. Dacă sunt discuții pe proiectul numărul 6, dacă nu... Cine este pentru proiectul numărul 6? Se abține cineva? Abținere domnul vicepreședinte Badu, domnul consilier Nedelcu, neparticipare la vot domnul consilier Petulescu. E cineva împotrivă? Cu 22 de voturi pentru, două abțineri și cu neparticipare la vot, proiectul de hotărâre numărul 6 a fost aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 7, privind modificarea și completarea hotărârii numărul 20/2020 pentru aprobarea utilizării excedentului bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2019 în exercițiul bugetar 2020. Nu au fost transmise amendamente. Cine este pentru proiectul numărul 7? Se abține cineva? Nicio abținere. Este cineva împotrivă? Nu. O neparticipare la vot a domnului consilier Beculescu, cu 24 de voturi pentru și o neparticipare la vot, proiectul de hotărâre numărul 7 a fost aprobat. Proiectul de hotărâre numărul 8. Prin aprobarea contului de execuție al bugetului propriu al județului Călăraș la 30 iunie 2020. Nu au fost aduse amendamente. Dacă sunt discuții,
Dacă nu, cine este pentru proiectul în rog? Se abține cineva? Nicio abținere. Este cineva împotrivă? Nu. Cu o neparticipare la vot a domnului consilier Beculescu și cu 24 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 8 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 9, prin aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Drumuri și Poduri S.A. Călăraș pe anul 2020. Nu au fost transmise amendamente. Domnul consilier, răspuneți-mi dacă merge la asta sau vă transmit microfonul. Vreau să întreb un singur lucru. Noi aprobăm rectificarea bugetului la drumuri? Să aprobăm bugetul? Să aprobăm bugetul. De ce? De ce acum îl aprobăm? Văd la bugetul nostru face rectificări al județului. De ce îl aprobăm acum? La jumătate an de când facem deja analiza execuției bugetare la nivel de județ. Bugetul drumului. Bugetul societății de drumuri și poduri a fost transmis după aprobarea bugetului propriu care s-a întâmplat în luna sfârșitul lunii februarie 2020. El a fost transmis la Consiliul Județean în data de 19 martie 2020. Odată cu situația COVID nu a intrat în ședința din martie, apoi am tot prelungit termenul și, din eroare, s-a scăpat ultima ședință din mai în care ar fi putut să intre bugetul drumurilor. Orice societate comercială, în funcție de contractele încheiate, și-au desfășurat activitatea. Cum a funcționat până acum? Da. Întrebați cum a funcționat societatea fără buget. În baza contractelor încheiate, inclusiv cele încheiate cu Consiliul Județean, având în vedere că bugetul societății de drumuri nu este componența a bugetului propriu al județului, al Consiliului Județean. El este o drumurile și podurile este o societate comercială, au un buget distinct, iar legea prevede supunerea spre aprobare către autoritățile locale, în vederea respectării unor anumiți indicatori care se referă la profitabilitate și la modalitatea de salarizare a conducerii și a personalului din societatea respectivă, societate cu capital majoritar de stat. Cine este pentru bugetul la numărul 9? Cine se abține? Domnul vicepreședinte Barcu, domnul consilier Rușos, domnul consilier Nedelcu, domnul consilier Filimon, numărul. Da? Se mai abține cineva? Abținere domnul consilier Elnăciu. Neparticipare la vot domnul consilier Beculescu. 5 abțineri. O neparticipare la vot. Este cineva împotrivă? Niciun vot împotrivă, cu 19 voturi pentru, o neparticipare la vot și 5 abțineri. Proiectul de hotărâre numărul 9 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 10, privind aprobarea suplimentării cu un post a numărului personalului neclericat pentru parohia Roseț, numărul 2 din județul Călăraș. Cine este pentru proiectul numărul 10? Se abține cineva? Abținere domnul consilier Nedelcu. Este cineva împotrivă? Vot împotrivă domnul vicepreședinte Barbu, domnul consilier Rogoz, domnul consilier Beculescu. 3 voturi împotrivă, cu abținere. 21 de voturi pentru. 3 abțineri și un vot împotrivă, 3 voturi împotrivă și o abținere, proiectul de hotărâre numărul 10 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 11 pentru modificarea hotărârii numărul 140 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiție, reabilitarea energetică, școala gimnazială specială numărul 1, municipiul Călăraș, faza DALI.
nu au fost trimise amendamente. Cine este pentru proiectul Mărușe? Se abține cineva? Nici o abținere. Cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 11 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 12 pentru modificarea hotărârii numărul 168 din 2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții reabilitare energetică sala multifuncțională Cinema 3D 2D Centrul Cultural Județean, faza documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție. Nu au fost transmise amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Nici o abținere. Este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 12 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 13 pentru modificarea devizului general actualizat al obiectivului de investiție, modernizare și reabilitare DG401C de la kilometru 21 plus 500 la kilometru 11+623 și DG412 de la kilometru 61 plus 780 la kilometru 55 plus 535. Nu au fost transmise amendamente. Cine este pentru? Se abține cineva? Nici o abținere. Este cineva împotrivă? Nici un vot împotrivă. Cu unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre numărul 13 a fost aprobat. Proiect de hotărâre numărul 14 privind aprobarea valorii redevenței ce trebuie plătită de operatorul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Ciocănești și a stațiilor de transfer Lehiu Gara Oltenița Călăraș. Este prezent în sală consultantul care este invitat să se adreseze consilierilor județeni și să explice cele două variante. O să vă rog să veniți Bună ziua, Mircea Popescu sunt. Reprezint firma de consultanță care întocmește documentația pentru atribuirea Centrului de Management Integrat. Am făcut două variante de calcul a redevenței pe care viitorul operator al Centrului de Management o va plăti către beneficiarul infrastructurii, adică Consiliul Județean Călăraș, în sensul următor. Cele două valori reprezintă prima, care este valoarea cea mai mare, undeva la 5 milioane, imediat vă spun și cifrele. 5.189.041 lei anual, lei pe durata contractului de 5 ani. Această variantă constă în amortizarea integrală, conform prevederilor legislației fiscale și contabile, a tuturor bunurilor din cadrul Centrului de Management Integrat. A doua variantă, care are ceva beneficii pentru populația județului, constă în amortizarea în același mod doar a echipamentelor care, a căror durată de viață expiră pe perioada contractului. În sensul următor, nu vom include în redevență amortizările tuturor clădirilor, tuturor mijloacelor care au o durată de viață mai mare decât cea a contractului. Această a doua variantă este permisă, în special pentru proiectele finanțate din fonduri europene, unde se consideră că aportul Comisiei Europene la realizarea sistemului de management integrat nu este necesar să fie amortizat, ci doar să se mențină amortizarea, să se introducă în amortizare datoria publică, aspect care a fost deja introdus în valoarea anterioară, pentru care Consiliul Județean a încasat această redevență. O să vă rog să ne spuneți și care este fundamentul legal al acestei două variante, cu neamortizarea unor obiective. Fundamentul legal este
conform ordonanței de urgență 198/2006, care prevede cum se realizează fondul IID, îl denumim noi fondul de întreținere și dezvoltare. Și în baza acestei ordonanțe a rezultat această valoare. Valoare care este similară cu cea care a fost licitată în prima fază când a fost delegat contractul pentru operarea Centrului de Management Integrat. Iar valoarea rezultată este 2.285.442 de lei. Acestea sunt cele două valori. Sunt întrebări. Ce facem cu codul administrativ? Că l-ați anunțat aici în proiectul de hotărâre, dar nu l-ați mai anunțat în proiectul de hotărâre. Adică există o reglementare în codul administrativ. Ia în calcul și redevența se stabilește către Ministerul de Resurse sau de către alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, ori de către autoritățile administrației publice locale, conform prevederilor legale. Și se ia în calcul valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii. Despre acest lucru nu ne-ați mai... Ce garanție avem că e cea corectă și ce proporție? Asta e întrebarea, de fapt. Aici există totuși un vid legislativ. Există totuși un vid legislativ. Nu există o prevedere expresă care să precizeze cum amortizăm o investiție făcută cu o finanțare europeană, excepând ce am citat, acele două prevederi. Există, cum ați menționat și varianta următoare. Consiliul Județean, ca beneficiar al infrastructurii, să facă o evaluare a prețului de piață pentru fiecare echipament din centrul de management integrat și pe această valoare de piață să recalculăm redevența. Diferența între valoarea de piață și valoarea pe care noi am utilizat, adică valoarea de intrare amortizată, considerăm că nu este semnificativă. Aceasta ar fi opțiunea numărul 3, un studiu de specialitate. Această opțiune prelungește durata realizării documentației de atribuire a operatorului CMD. Din punctul nostru de vedere, din punct de vedere financiar, valorile nu vor diferi foarte mult. Așa? Da. Ați mai recomandat deja altul beneficiar al sistemelor SMI, varianta a doua, adică suntem primul județ, să te exprimi. Adică se aplică deja în alt județ, în alt sistem, în alt sistem. Se aplică în cam toate județele. Și vă spun de ce. Pentru că așa am gândit-o, fac parte din cei care au elaborat aceste schimburi, da. Începând cu 2005-2006. La momentul respectiv, așa am prevăzut în aplicațiile de finanțare. Nu am făcut singur pentru județul Călăraș. Am făcut alte județe. Așa am inclus ca redevență, ca și calcul al redevenței când am calculat deficitul de finanțare. Founding gap-ul pe care ulterior Comisia l-a aprobat în baza aceluiași raționament. Ne puteți da un exemplu de județ în care s-a implementat efectiv? Covasna, districta, Giurgiu. De ce vă întreb? N-aș vrea să suportăm o corecție la un moment dat, cum se face auditul proiectului, care să mi se reproșeze că am stabilit un nivel corespunzător al redevenței. De-aia vă întreb, nu din alt motiv. Adică să luăm o decizie în cunoștință de cauză. Mai tare, vă rog, ca să și registreze. Că ne luăm toate măsurile de a respecta cadrul legal și cadrul definit de aplicația de finanțare. Întâmplător,
în aplicația dumneavoastră de finanțare, pe baza datelor pe care noi le-am avut, nu am identificat această valoare a redevenței în aplicația aprobată de comisie, astfel încât să existe o discrepanță pe baza căreia un audit să precizeze că ați încasat o valoare diferită de cea din aplicație. Nu aveți baza de comparație. Și atunci, metoda propusă de noi este în beneficiul populației și respectă cerințele legale de a înlocui toate echipamentele a căror durată de viață expiră, durată normală de funcționare, expiră în perioada contractuală. Da, mulțumim. Domnule vicepreședinte, domnule vicepreședinte, nu putem acorda vot în condiții de acestea. Grație, da, nu, dar poate fi când am vicepreședinte să vă registrează ca și eu. Și mă răspunde la Mulțumesc pe WhatsApp. Domnul Paul.